Cu ani în urmă, la ora 11, adică fix la ora la care înregistrez acest video, mă opream din munca la lopată, în construcții, mă opream să mănânc un sandwich. Okay? Acum, e tot ora 11, doar că s-au schimbat foarte multe lucruri. Lucruri care s-au schimbat aici, în căpșor. Pentru că totul începe cu mindset-ul și cu dezvoltarea personală. Uite, acum beau un shake foarte fain, de o proteină de foarte bună calitate și îl beau după ce mi-am terminat antrenamentul. Am fost la Timișoara, mi-am făcut antrenamentul la sală acolo, motivat cu niște oameni super faini și ei antreprenori de top. Și uite, hai să mai zic ceva. Hai să mă las aici pe terasă. Okay, uite ce fain. Acum am terasă. Înainte stăteam pe doi saci și mâncam un sandwich, ok? Stând pe doi saci. Sau mâncam la caserolă, dacă era în pregătire de concurs, mâncam orez cu piept de pui sau ceva de genul. Aveam o mașină pe care am cumpărat-o atunci, cred că cu 3000 de euro. Acum sunt super recunoscător pentru că conduc o mașină de 10 ori mai scumpă. Când mașina pe care am luat-o cu 30.000, 30.000 și ceva de euro. Deci, uite cum s-au schimbat lucrurile. Dacă înainte făceam o pauză, eram deja obosit, la ora 11 deja eram obosit de lucrurile în construcții, acum stau aici, la mine pe terasă, asta e terasa aici, și mă bucur de soare, mă bucur de căței mei. Mi-am făcut antrenamentul de dimineață, am citit de dimineață, deci am continuat să lucrez la dezvoltarea mea personală. Nu știu, sunt binecuvântat. Okay? Și sunt binecuvântat pentru că Dumnezeu mi-a schimbat viața și prin ceea ce fac și prin ceea ce vă spun, vreau să vă fac să aveți încredere în voi și să vă schimbați mediul, să vă înconjurați de oameni faini. Așa, apropo, uite, acolo e casa pe care o construim. Se vede? Am ajuns la partea de acoperiș. Îmi aduc aminte, a fost o perioadă când dormeam pe doi paleți. Ok? Deci, pe bune, dormeam pe doi paleți, ca să înțelegeți. Și am atât de multe să vă spun, încât nici n-aș ști cu ce să încep. Chestia e că fiecare puteți să vă schimbați viața voastră, puteți să vă schimbați situația actuală. Okay? Ca să-ți schimbi situația actuală, nu trebuie să faci lucruri mai multe, pentru că asta e o greșeală pe care mulți o fac. Întreabă, ce trebuie să fac? Ce să cumpăr? Ce să-mi iau? Nu ai nevoie să ții nimic. Nu trebuie să faci lucruri în plus. De cele mai multe ori trebuie să renunți la lucruri. Poate nu te poți trezi dimineața să înveți o abilitate nouă ca pe viitor să poți câștiga mai mulți bani, să poți să duci o viață mai bună. Poate nu te poți trezi dimineața pentru că seara stai și te uiți fie la filme, la seriale sau bei. Ok? Sau poate te droghezi. Dacă faci lucrurile astea, atunci normal că nu o să te poți trezi dimineața și să citești, să lucrezi la dezvoltarea ta personală. Dacă ai un job care ție nu-ți place, nu-i ceva ce îți oferă banii de care ai nevoie ca să trăiești așa cum vrei, să fii fericit. Dacă ai un job care nu-ți oferă timpul ca să ai grijă de sănătatea ta, atunci e clar că trebuie să schimbi anumite lucruri. Și schimbarea începe prin a renunța la lucrurile care te țin blocat în ceea ce ai acum. E foarte cumva simplu, dar greu de făcut. Okay? Pentru că noi, ca oameni, ținem la chestii. Okay? Gândește-te la un copil. Dacă vrei să iei o jucărie, uite, el are o jucărie în mână, ok? Și poate tu vrei să dai o jucărie mai faină. El nu vrea să lase jucăria aia veche din mână. Ok? Și dacă, cum e? Dacă încearcă să țină amândouă jucării, gândește, nu poate, se chinuie, ok? Asta fac majoritatea persoanelor, se chinuie. Au o viață nasoală acum, ar cam vrea să facă o schimbare, dar nu sunt dispuși să renunțe la lucrurile pe care le fac acum și îi țin blocați. Nu sunt dispuși să renunțe la vicii sau la dependențe. Nu sunt dispuși să renunțe la serialul ăla sau la filmele la care se uită sau la jocuri sau să iasă în oraș la party people, mă refer, da? La beții. Da? Nu sunt dispuși să renunțe, să mai iasă în oraș, să bea, să facă varză, dar vor să se schimbe. Și după aia se uită la alții și spun, bă, ce viață are unul sau alta și ce noroc au.
nu e vorba de noroc. E vorba despre acțiunile pe care ei le fac și tu nu le faci. E vorba despre cum gândesc ei și cum acționează, pentru că lucrurile mici pe care tu le faci în fiecare zi îți schimbă obiceiurile. Și apropo, un obicei, să știi că nu se întâmplă așa. Nu într-o zi îți pui alarma la 5-6 dimineața, te pui să citești și după aia te trezești că, bun, stai că tot trebuie să merg la lucru. Păi, dar m-am mințit, Angel, că au zis că dacă mă trezesc la 5-6 dimineața și citesc, după aia o să am o viață faină. O să ai o viață faină, dacă îți faci asta mult timp. Ok? Ani și ani la rând am făcut și eu chestia asta. Da? Deci, nici la mine nu s-a întâmplat peste noapte. E ca și la concursurile de fitness. Chiar ieri vorbeam cu cineva și îi ziceam, eu am participat la concurs de fitness după, nu știu, după vreo 10 ani, după vreo 12 ani de fitness, de sală, am mers și am participat la concurs. Am câștigat, da, am câștigat, normal. Dar, da, după mult timp. Da, nu m-am trezit acum, am mers prima dată în sală și, hai, mă duc la concurs și să câștig. Nu se întâmplă așa. Ai nevoie de antrenament. La fel și dezvoltarea personală, asta e antrenament. Sunt acțiunile mici pe care le faci. Acțiunile mici pe care le faci în fiecare zi îți schimbă obiceiurile. Un obicei se schimbă după, teoretic, spun cercetătorii, după vreo 21 de zile. Acum, eu vă zic din experiență, pentru că am lucrat cu foarte multe persoane pe care le-am ajutat să schimbe obiceiurile. I-am ajutat să schimbe viața. Pentru unii, la unii durează mai mult, la alții mai puțin. Nu e un standard. Și de asta nu te poți compara cu nimeni. Și nu trebuie să concurezi cu nimeni. Asta e mentalitatea greșită. Și eu când participam la concursul de fitness, eu nu mă uitam, o, trebuie să fiu mai tare ca ăla sau ca ăla. Nu, eu trebuie să fiu exact așa cum vreau. Eu când mă pregăteam de concurs, deja îmi imaginam cum vreau să arăt. Sunt multe lucruri. Sunt multe lucruri de spus. Și uite, a venit și pisica. Teamuța. Trebuie să schimbi mediul. Trebuie să schimbi mediul, să schimbi persoanele cu care te înconjori. Hai să vă arăt ce pisică frumoasă am. Ia uiteți, ia uite ce pisică frumoasă am aici. Miau. Deci, trebuie să schimbi mediul înconjurător. Trebuie să schimbi persoanele cu care te înconjori. Atenție, nu spun să renunți la familie, nu spun să renunți la prieteni. Dar, de cele mai multe ori, familia sau prietenii, pentru că te iubesc și pentru că îți vor binele, îți vor spune, băi nebunii, te trezești tu dimineața, în loc să dormi, te pui să citești, ce citești? Las, că nu se schimbă nimic. Uite, eu ce îți recomand este să asculți de persoane care au ceea ce tu îți dorești să ai, și au trecut cumva prin lucruri prin care și tu treci. Simplu, cum ți-am spus astăzi, la ora 11 înainte, lăsam lopata din mână, îmi dădeam mănușile jos, dacă aveam mănuși, și mă puneam pe doi saci să mănânc mâncare. La ora 11 făceam asta. Acum stau aici, stau la curte, am aici terasa mea, îmi beau un shake de proteine super fain. Pentru că aminte înainte nici nu-mi permiteam să cumpăr un bidon de proteine. Okay? Nu proteinele sunt secretul, le beau pentru că îmi place. Alimentația e secretul. Dacă vreți să arătați bine și nu știți de unde să începeți, prima dată alimentația voastră și faceți sport. Okay? Astea două lucruri împreună. Nu este vorba de suplimente, nu e niciun secret. Suplimentele vin împreună, adică suplimentează alimentația. Da? Eu îmi beau shake-ul ăsta de proteine pentru că îmi place. E ceva dulce, îmi face plăcere să beau chestia asta. Nu am nevoie de el. Ok? Bun. Hai, ne vedem la treabă. Și apropo, dacă vrei să vin cu comunitatea mea, am făcut un grup de WhatsApp în care te invit. Este o comunitate gratuită. Și dacă ești pregătit să faci pasul și să vii în programele mele, am făcut un club de coaching, așa se cheamă, coaching club, pentru că este o comunitate de persoane care fie au nevoie de coaching pentru ele, pentru dezvoltarea lor personală, pentru dezvoltarea mindset-ului, pentru dezvoltarea fitness-ului, sau sunt persoane care vor să-și dezvolte afacerea de coaching. Și apropo, dacă te gândești să dezvolți o afacere de coaching și de cursuri,
și tu nu lucrezi prima dată la dezvoltarea ta personală, dacă tu nu obții lucrurile de care ești mândru și lucruri pe care să-ți rezolvi tu anumite probleme, nu te pune să dezvolți o afacere, pentru că înșeli oamenii. Okay? Trebuie să vinzi ceva ce tu ești. Atât de simplu funcționează lucrurile. Uite, eu pot să-ți dau exemplul meu. Am făcut ani de zile fitness, după aia, după ce eu am reușit să arăt bine, am început să le arăt și altora. Atunci am început să cer bani ca să-i învăț și pe alții. Da? Nu m-am dus prima zi la sală și am zis, bun, hai că te văd eu pe tine fitness. Nu funcționează așa. Okay? Ani de zile am făcut fitness, mi-am dezvoltat eu corpul, am învățat cum să mă antrenez, am învățat cum să mănânc și după aia am început să-i antrenez și pe alții. Când am început să fac afacerea de coaching, de cursuri și am început să-i învăț și pe alții cum să-și facă o afacere, cum să obțină clienți, eu aveam deja vreo 4 ani de zile în care aveam afacerea de coaching și eu aveam clienți, ok? Și după ce am început să am lucrurile acestea, după ce eu am avut mulți clienți, atunci am început să le arăt și altora cum eu am obținut clienți și cum pot să facă și ei să facă ceea ce eu făceam, să obțină și ei clienți. Și după ce am început să fac multe vânzări, am început să lucrez cu un website, să învăț cum funcționează chestia asta de online. După aia, în 2018, am deschis agenția de marketing. Că nu am deschis agenția de marketing că am văzut eu că funcționează și că alții câștigă bani. Nu! Eu făceam lucrurile astea, eu făceam vânzări de pachete premium. Eu încă din 2016 vindeam cu 2000 de lei pentru o lună. Okay? Alții nici acum nu vând cu 2000 de lei pentru o lună cursul lor sau programul lor de coaching. Eu făceam asta din 2016 și după ce făceam asta și am făcut cu mulți, după aceea am deschis agenția de marketing ca să-i ajut și pe alții să se promoveze și să-și crească afacerea. Okay, deci e simplu, contează de la cine înveți. E atât de simplu, uită-te la cineva care are o experiență de viață în asemănătoare cumva cu a ta, a trecut prin anumite lucruri și înțelege, pentru că înțelegerea vine odată cu experiența. Okay? Deci are experiență în lucruri prin care și tu ai trecut și și-a schimbat viața. Așa îți alegi mentorul, așa îți alegi un profesor, un coach, cum vrei să-i spui. Așa îți alegi pe cineva pe care să-l urmezi și să faci ce spune. Pentru că dacă el a reușit, ghiși ce, urmează pașii. Ok? E simplu, dacă faci lucrurile cum trebuie. Repet, dacă faci lucrurile cum trebuie. Bun, nu ne mai lungim, mă duc să-mi termin proteina aia. Și uite cât e de frumos afară. Stai să fac și o poză. Am făcut? Da. Ok, ne vedem. Scrie-mi dacă vrei să vii în comunitatea mea și ne auzim acolo. Te salut, pa, pa.